Zăpada a adus o bucurie de nedescris pentru copii. Aceștia și-au scos repede sânile din cui și tulea afară. Cu zâmbetele până la urechi, copiii de toate vârstele și-au petrecut ziua la săniuș. Uzloarcă și cu obrajii îmbujorați, picii spun că vacanța de iarnă a început cum nu se putea mai bine. O privilește de iarnă atât de frumoasă este o raritate pentru aceste meleaguri. Copiii însă nu pierd nicio clipă. Îmbrăcați corespunzător, aceștia au ieșit buluc afară la săniuș. Se pare că știu ei că mâine, păi mâine, omâtul se va topi și nu vor să rateze această ocazie. În suburbiile Chișinăului, mai toate ulițele au fost astăzi pline de copii. La Cricova, de exemplu, cei mici au improvizat un patinoar. Pentru siguranță, au adus niște cauciucuri. Este ghețuș, ne jucăm cu bulgării și mie îmi place asta. Iar cei care au venit fără sănii s-au distrat oricum. Este foarte distractiv. Place aici. Da. Dar nu este frică să-ți rupi scurta cumva? Nu! Sau asta nu contează? Nu contează. Veselia a dominat și pe unele străzi dosite din Chișinău. Sper că să dureze cât mai mult, să nu stopească copiii bucuroși și chiar au așteptat zăpada. 1, 2, 3! Și! Nici la grădiniță nu s-a dus, numai că să petrecem timp împreună la zăpadă. Adulții văd că se bucură la fel ca și copiii. O, da, sigur, și noi să ne cătăim cu sania. Copiii au stat afară ore în șir. Nu-și mai amintesc o iarnă atât de frumoasă, spun ei, așa că nici frigul nu este obstacol. E холодно? Da, конечно же, не не холодно, я тепло всегда одеваюсь. Am așteptat foarte mult iarna să vină și s-a întâmplat că a nins. Da, eu la fel, adică, sincer, nu m-am așteptat, dar iată că a nins. В прошлом году было мало, сегодня вон сколько, все накрыто. Погода отличная, потому что зима, редко такое видишь в Молдове. Часто, как сказать, немного снега, и да, такая погода прямо на настроение появляется каждый раз. Potrivit serviciului hidrometeorologic, spre sfârșitul săptămânii vremea se va încălzi. Vineri se așteaptă o valoare de până la 3 grade Celsius. Bă, da, da, o, okay.